Un spital belgian a construit un pavilion pentru a permite animalelor de companie să-și viziteze stăpânii care primesc îngrijiri paliative sau care suferă de afecțiuni care necesită îngrijire pe termen lung, în încercarea de a ridica moralul bolnavilor. Cele mai multe spitale din lume nu permit accesul animalelor din motive de igienă și din cauza riscurilor de contaminare, iar timp de mulți ani, pacienții spitalizați pe perioade lungi de la spitalul San Trudo, care doreau să-și vadă animalele de companie, trebuiau să facă acest lucru în curtea unității medicale. În urma conversațiilor dintre pacienții diagnosticați cu cancer și psihologii spitalului, a apărut ideea unui spațiu dedicat în interior, separat de spital, dar în același timp conectat, iar rezultatul este un pavilion inaugurat luna trecută și unde este permis accesul animalelor de companie. Pentru pacienții pe termen lung ai spitalului, bunăstarea mentală este foarte importantă pentru recuperare, iar reconectarea cu animalele de companie este de ajutor. A precizat purtătoarea de cuvânt de la St. Trudeau, unitatea situată într-un oraș din Belgia. Finanțat de o fundație de caritate cu 140.000 de euro, noul spațiu le permite pacienților să se întâlnească cu animalele lor de companie o oră pe săptămână. Până în prezent, este permis accesul doar câinilor și pisicilor. Pentru Greta, o pacientă în vârstă de 56 de ani, care este în convalescență după infecția cu listeria, reîntâlnirea cu câinele ei, Rambo, i-a ridicat moralul. Să-ți vezi câinele pe viu nu te vindecă, dar îți ridică moralul, a spus ea, adăugând că este de asemenea important și pentru animal. Nu poți explica unui câine ce se întâmplă și de ce ai fost absent, a spus aceasta. Din septembrie, spitalul intenționează să folosească pavilionul pentru sesiuni organizate de o asociație de caritate care folosește câini pentru terapie în scopul reabilitării psihologice și a abilităților motorii. Cele mai multe dintre cererile pentru vizite au vizat câinii, dar este permis și accesul pisicii. În cazul pisicilor, pacienții sunt cei care duc grija animalelor și nu invers, relatează Digi24.ro.